să vă simțiți un pic gropile de la noi altfel. Uitați-vă la tonajul greu ce vă spuneam. Păi am prins de data asta aici și am putut să-l blocăm. Da, da, asta e mic ce e aici. Da, e accidental. Deci, sunt mult mai multe. Da, cred, mult mai multe. Zilnic cred 30-40 de mașini de utilaje de genul ăsta. Zilnic. Și nu vă mai spun. Au lanțuri pe roți. Pe vremea asta știți ce înseamnă lanțuri pe roți? Ei coboară din munți. Bun, dar asta ce e? Organ de șantier. Exact. Și tot ceea ce face rupe tot drumul ăsta. Deci noroi, lasă-te asfalt, că pleacă. Vă smutiți. Domnul subprefect. Nu sunt mai prefect. Drumul județean Bene, uitați-o. Hai să vedeți drum. Drumul domnul Bene. Drumul județean. Ei, ce sunt în circulă, mă? Bine, ce e în circulă, acolo trece. Din șapte ani nu fost inundate, nu fost în stare să facă 500 de metru, jumătate de kilometru. Câte un bolavan, dacă spunea la o fundație, din 7 ani și terminat de atunci. Numai câte deci, oameni din stat să făcea diguirea asta. Nu sunt bani acum. Părinții mei zilor, de ce mă uitați la mine? Uitați-vă jos și pe jos. Că stricăm mașinile, nu vă uitați la mine. Uitați-vă pe jos. Suntem cei mai proști. Bă, nu blocăm, vă uitați aici. Asta-i drumul. Nu poate, nu poate. Devierea traficului greu, v-am spus-o. Dacă nu batem în Petrom, nu se va face drumul ăsta. Sunt drumuri începe. Drumul pentru ei pot merge din Moinești și se duce până în Coana. Nu, e o rută ocolitoare la sus cu Tajbuga. E drum petrolier. Poate trece cu orice tonaj. Au făcut investiții pe dealuri în loc să facă pe vale. Dar aici ce se întâmplă, aici e trecător la cer. Nu se mai poate. Drumul va fi blocat. Până când traficul greu va fi terminat. Ișând de aici la Moinești, prin poliție, avem loc la direcție. În fiecare lună trebuie să bagi bani în direcție, cu drumul ăsta. Să spart băi la mașini, să spart numai bani. Noi taxe să plătim banii în mașini. Voi l-am ales pe domnul meu, domnul Iulian Iacu, noi l-am trimis la guvern în Parlament. Noi, Comuna Zemes, o câștigat cu 69% în Comuna Zemes și nu a mai venit decât de cu 4 ani pe la noi. Domnul Bene a venit cu el de mână aici, o candidat în Comuna noastră aici. Să fie rușinii lui domnul Iulian Iacu. N-a mai venit de 4 ani de zile aici la noi în Comuna să ne vadă. O venit cu galia și o luat fotul. Ce faci? A rămas fără serviciu ieri. Sta să vadă noroi. Ieri. Blocat la prima oară. Nu are cum să se facă. Nu mai trece niciunul. Se va bloca. Acum trebuie să mergem la ceilalți, ca să mai complete. Dacă bine ai remers cu toate. Mai sta cu cuvânt, domnul Bene, că nici nu vine la tine, nea Valer, degeaba. Dar am blocat la prima oară, trebuie să vină. Degeaba. Nu trebuie să vină. Acum să sun. Bă, nu te duc la oară. Deci discuția pe care a purtat-o, scuzați-mă, discuția pe care a purtat-o domnul colonel Rachie, joi pe întâi, când a fost adus aici, a fost cu domnul prefect, nu cu domnul președinte al Consiliului Județean. Vă rog, nu-l implicăm. Nu a spus că a fost adus la Iași. De ce? Deci, a sunat la secretarea Consiliului Județean. Păi nu a zis de domnul prefect, de domnul prefect, nu de prefect. Domnul prefect nu are nicio treabă și îl construiește pe domnul prefect de guvern. Cu domnul prefect, domnul Bene. Nu, cu domnul prefect, domnul. Nu mai confundați, nu mai implicați persoane și situații care nu au așa. Cu domnul prefect, cu domnul prefect. Scuze-mă, drumul ăsta a fost plăci de beton. Era mult mai bun de când s-a terminat coborul ăsta. Nu stradă de nimic, nici de care iarna. Rezista măcar la trafic. Da. Rezista. Dacă nu era și-a fost oameni cu boare, s-a întrebat. Bună ziua! 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 Bună ziua!
dar îi dă drumul, îi dă drumul. Îi dă drumul. O, se dă uniune, o să dă. Să se întâlnească, să trimite freză aici, în ceafara. El e de cealaltă parte a baricadei. Dar avem copii, domnule, care sunt zilnic.